Procurorul care a instrumentat dosarul în care sunt anchetați Marin Condescu și Viorel Temelescu a avut o ieșire necontrolată azi la Tribunalul Gorj. Deci trebuia să fie un științar. Trebuia să fie un științar. E genant ce mi se întâmplă, da? Deci va fi o situație genantă. Deci nu cum să aștept în fața unei uși închise. Și asta pentru că nu a putut intra în sala de judecată, fiind nevoit să stea în fața ușii și să asculte întrebările jurnaliștilor legate de dosare prin care persoane nevinovate au ajuns în pușcărie, dar și de un denunț ce-l incrimina pe șeful poliției gorjene, în legătură cu care a uitat să sesizeze DNA-ul. Ați denunțat posibila faptă de mită în cazul domnului Caragea, era vorba de 50.000 de euro. Ați denunțat-o? Procurorul Emil Moța a făcut obiectul la numeroase știri și emisiuni după ce săptămâna trecută instanța supremă a eliberat un tânăr condamnat la 25 de ani de pușcărie pentru un omor pe care nu l-a comis într-un dosar instrumentat chiar de Moța.